la mulți dintre voi am prezentat când am mai stat într-un cer de strâns, domnul profesor Dino Corneliu, profesor Dalneu din Facultatea de Inginerie Geologică și Geofizică, profesor și în continuare școală doctorală, cu mulți doctoranți, cu activitate în geologia petrolului, structurală, sedimentologie, ce vreți, și cu rezultate remarcabile. Este unul dintre referenții la această lucrare pe care m-a chinuit să o scot de atâția ani. Și domnul profesor Dumitru Frunzescu, profesor la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, care am menținut contactul încă imediat și în studenție și imediat după studenție. Așa încât este cel de-al doilea, sau să zic unul dintre referenții lucrării. Cel de-al treilea referent, domnul Scrădeanu, Daniel Scrădeanu, profesor la tot la Facultatea de Inginerie Geologică și Geofizică București. Din păcate n-a putut să vină. Așa încât, asta fiind spuse, am să pun o mică istorie, așa să nu vă speriați că nu să vorbesc mult. Nu m-am pregătit în mod special să țin o cuvântare aici. Am înțeles să fac această mică întrunire pentru o activitate pe care am depus-o mulți ani. Nici nu mai vreau să-i pomenesc în mulți ani în județul ăsta, atât la institutul la care am lucrat, dar mai ales la universitate. Mulți știți dintre dumneavoastră că universitatea a fost unul dintre proiectele majore care le-am avut în ultimii 22 de ani. Am încercat să contribuim la ridicarea acestei universități. Și acum zic eu că sunt la o etapă din acest proiect. N-aș vrea să cred că este și finalul. Așa că m-am gândit să fie și o încununare a acestei activități destul de dificile. Știți și mulți dintre voi câte dificultăți majore am întâmpinat. N-am să fac o prezentare de carte, o să-i rog pe domnul profesor să spună câteva cuvinte. Regret că i-am invitat și conducerea universității și mai mulți și din notabilitățile locale, cu toate promisiunile, se pare că lucrurile s-au încurcat. Așa că îmi pare rău că n-a venit domnul prefect, care ne cunoaște de cel puțin 30-40 de ani, nu mai știu cât, încă 78, da? 37 de ani. Și președintele Consiliului Județean și, mă rog, alți colaboratori care i-am avut în cadrul Consiliului Județean, am făcut multe proiecte pentru Consiliul Județean, vis-a-vis de, mă rog, o serie de proiecte de drumuri, alimentări cu apă și altele. Așa încât eu o să închei și să mulțumesc tuturor că m-ați onorat cu această prezență și să continuăm, să colaborăm în continuare, nu? Și să mergem mai departe. Sper ca lucrurile să fie într-un sens pozitiv. Totdeauna am fost optimist în viață, dar n-aș vrea să spun un cuvânt urât vis-a-vis de optimist. În ultima vreme îmi spunea cineva, bă, să știi că numai proștii sunt optimiști. N-am acceptat această chestie, așa că eu o iau în sensul pozitiv. Am avut fel și fel de discuții colocviale. Unul din aspectul pitoresc, să spunem așa, unora. Dar, până la urmă, să știți că, având în vedere unele dificultăți prin care trecem în ziua de astăzi, fiind câteodată să-i mai dau dreptate ce să facă.
Așa încât o să rog pe domnul profesor Dinu Cornel să spună câteva cuvinte vis-a-vis de cartea noastră, de colaborarea noastră. Și vă mulțumesc de invitație și vă rog că vrei să spun ceva de mine. Nu neapărat. Da. Scris-o. Uneori mă gândeam așa ceea ce a însemnat o viață întreagă să mă găsesc acum la prezentarea unei cărți a unui fost student care înțeleg că e gata să pensioneze. Deci, da, pare un pic că a trecut timp. Acum trebuie să înțelegeți că și el, ca și Frunzescu, au fost dintre primii mei studenți la culturile noastre, așa încât să nu vă închipuiți că sunt chiar la Dusalemic. Și revin la carte, că n-are rost, că nu e cazul să vin aici să vorbesc despre mine sau să vă spun ce. Am fost foarte încântat și să pot să am în mână această carte și să văd ce a putut să scoată colegul Istrate. Și mă trezesc că mi-a produs, sunt un om al cărții. Știu foarte bine ce este cartea de geologie. Sunt un mare amator de carte și am cărți foarte multe și sunt foarte la curent cu tot ce se scrie în lume pe minte domenii. Iar părțile de genul ăsta minerale se apropie cumva și de specialitatea mea și de asta am fost interesat să văd cum este abordată, ce dacă se vede ceva din concepția proprie. Deci este o carte care, pentru scopul de care a fost făcută, s-ar putea să fie puțin deasupra ceea ce se cere la nivelul studenților de acum, dar e bine să există o documentație un pic mai largă. Ea e foarte bine structurată pe cele două părți de geodinamică internă și geodinamică externă, și o să vă spun că în prima parte de geodinamică internă, vă rog că totul este făcut pe conceptele moderne, pe conceptele care sunt acum moderne, care sunt deja de 35-40 de ani, și în care, de fapt, toată lumea mai discută, numai nostalgici și pentru partea de istorie mai vorbim de conceptele dinainte. Și sunt prezentate foarte pe înțeles, asta însemnând că autorul le-a perceput foarte bine, le-a înțeles el însuși, știți că nu poți să scrii niciodată ceva pe înțelesul celorlalți dacă tu nu ai înțeles. Și că din punctul acesta de vedere, pot să-l cei pe felicit că a putut să transmită mai departe niște concepte nu foarte ușor de înțeles. Sigur că dacă vreți, este prima parte și partea asta relativă mai ușor de înțeles și ușor de prezentat, de la care trebuie să pornești. Că dacă intri în profunzimea conceptelor, sunt lucruri foarte complicate și când apoi le aplici la partea practică. Și atunci, în acest prim volum de geodinamică internă, practic este cuprins tot ceea ce înseamnă să ai o viziune și o înțelegere asupra globului terestru, asupra structurii litosferei, scoarței, sunt definite pe acestea și cum se, care este dinamica, post-dinamica lor și care o să fie mai departe. În cea de-a doua parte, cea de dinamică, geodinamică externă, aici am observat pe lângă lucrurile foarte, bineînțeles, clasice și mult bine definite și luate sistematic, am sesizat și ceva din experiența personală pe care și-a permis să o introducă experiența de atâția ani de lucru în domeniile legate special de geotehnică și hidrogeologie. Poate mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine și știți de activitățile colegului nostru, activitățile de natură practică, pe care a reușit să-și transpună ceva și din această experiență în
prezentarea mecanismelor diverselor procese care privesc, în special, partea de curgere subterană, ce înseamnă partea de alunecări de teren, toate semnalurile. Sigur că nu e cazul să facem o descriere a tuturor capitolelor și așa. Vă revin, și eu pentru că nu vreau să mă întind foarte mult, și vorba lui, nici nu m-am pregătit. Asta este un leitmotiv pe care toți care vorbesc foarte mult îl spun. Și eu, de fapt, n-aveam de gând să iau cuvântul, dar și până o să mă opresc. Eu o să mă opresc de asta. Aș vrea să îl felicit din toată inima pentru realizarea pe care a avut-o și pe care vă prezintă dumneavoastră. Să-i fac și un mic reproș că o aduce puțin cam târziu pe piață, dar să sperăm că va fi o carte cumva de referință și pe care cei care urmează să continue activitatea vor avea și ce îmbunătăți, nu numai ce utiliza. Și încât te felicit din toată inima și îți doresc numai bine mai departe, mai vedem în viața profesională, pentru că nu se încheie odată cu ceea ce se numește pensionare. Absolut.